Clubul Sportiv al Armatei Steaua și-a desemnat laureații anului 2018 într-o gală care a avut loc la Ministerul Apărării Naționale. În prezența a numeroase personalități din lumea sportului și armatei, Ministrul Apărării Naționale, domnul Gabriel Leș, și președintele CSEA Steaua, domnul Bixi Mocanu, i-au premiat pe cei mai buni performeri. Sportiva anului 2018 la CSEA Steaua a fost desemnată ca notoarea Gianina Beleagă, campioană mondială în proba de dublu vâsle. Anul 2018 a fost unul foarte bun și sper ca în 2019 să păstrez tradiția de a câștiga la mondiale împreună cu Ionela și doresc tuturor sportivilor ca în noul an să fie la fel de conștiincios, să se antreneze mai mult, dacă se poate, pentru că atmosfera de aici, de la această gală, a fost una deosebită și îmi doresc ca cât mai mulți sportivi să aibă parte de ea. Cea mai bună echipă a clubului a fost cea de polo, campioană națională, câștigătoarea Cupei României și participantă în Liga Campionilor. A fost un an foarte, foarte bun. Am câștigat campionatul, am câștigat Cupa României, toate aceste competiții fără niciun punct pierdut. În premieră pentru mine ca și antrenor, de asemenea o participare meritorie, spun eu, și pe plan internațional, obținând 4 victorii în cea mai prestigioasă competiție internațională cu cele mai bune 16 echipe din lume. Ce ne propunem? Același lucru pe plan național. Să repetăm performanțele de anul trecut. Premiul Speranța anului l-a primit jucătoarea de tenis de masă Andreea Dragoman, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de Tineret. Pot spune că a fost un an bun, mai ales ultima parte a anului, de când am venit la Clubul Steaua, unde am obținut medalia de bronz la Jocurile Olimpice de Tineret și sper pentru anul să am cât mai bune rezultate, chiar mai bune decât în anul 2018. Un premiu special pentru sporturi de iarnă a primit Raluca Strămăturaru, ocupanta locului 7 la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, dar și jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu, premiul special pentru cea mai rapidă ascensiune. A fost un an incredibil, nu m-aș fi așteptat să am aceste rezultate. Mă gândeam mereu că anul trecut a fost cel mai bun an al carierei mele. Pentru următorul an îmi doresc foarte mult să reintru în top 20 mondial, să mă apropii de top 10, chiar să intru în top 10 mondial și să mă pot califica pentru Jocurile Olimpice, pentru că este un eveniment extrem de important, odată la 4 ani, și mi-a ajutat tare mult. Evidențiați cu premii speciale au fost și reprezentanții României și ai Clubului Sportiv al Armatei Steaua la Jocurile Invictus de la Sydney. Eugen Pătru, Dorin Pătruț, Augustin Pegulescu și Ion Butoi, medaliați cu aur la tir cu arcul.